cred în educație în educație fizică și sport cred să învățăm driblingul la handbal Tema se adresează clasei a șasea, competența generală numărul 2, utilizarea achizițiilor specifice educației fizice și sportului în vederea propriei dezvoltări fizice armonioase și a capacității motrice, respectiv competenței specifice 2.4, executarea unor procedee tehnice în structuri motrice specifice disciplinelor sportive studiate. Jocul sportiv în școală are o importanță deosebită deoarece prin intermediul acestuia se poate asigura o atractivitate crescută lecției. Se poate aborda un singur joc sportiv pentru toată clasa sau se pot aborda două jocuri sportive, unul pentru fete, unul pentru băieți. Conform normativului de dotare minimală pe unitate de învățământ la disciplina educație fizică și sport clasele 5-8 sunt necesare 6 mingi. Locul în lecția de educație fizică și sport este după veriga, influențarea selectivă a aparatului locomotor, dezvoltarea calităților motrice, viteză sau îndemânare, capacități coordinative sau abordarea unei alte deprinderi motrice. Recomandări cu caracter general privind evaluarea. Se recomandă utilizarea cu preponderența a evaluării continue formative. Procesul de evaluare va îmbina formele tradiționale cu cele alternative. Se va urmări Corelarea directă a rezultatelor evaluate cu competențele specifice vizate de programa școlară. Valorizarea rezultatelor învățării prin raportarea la progresul școlar al fiecărui elev. Utilizarea unor metode variate de comunicare a rezultatelor școlare. Recunoașterea la nivelul evaluării a experiențelor de învățare și a competențelor dobândite în contexte non-formale sau informale. Jocul sportiv. Evaluare. Conform sistemului de evaluare pentru învățământul gimnazial, în cadrul jocului sportiv se va urmări o structură tehnică și joc bilateral. Cadrul didactic va preciza la începutul fiecărui an școlar structura tehnică la care vor fi evaluați elevii. Aceasta cuprinde sub forma unei acțiuni cursive, câte un procedeu specific de manevrare a mingii, de deplasare cu obiectul de joc în relație cu parteneri și un procedeu specific de finalizare. Jocul bilateral cuprinde reprize în condiții regulamentare și va fi arbitrat de către cadrul didactic. Se evaluează respectarea responsabilităților postului repartizat în echipă, eficiența participării în fazele de atac și apărare, colaborarea cu coechipierii, contactul regulamentar și respectul față de adversari, acționarea conform prevederilor regulamentare. Jocul sportiv handball, denumirea provine din limba engleză hand, mână, ball, minge, se desfășoară pe un teren cu două porți în scopul marcării golului în poarta adversă. Terenul este un dreptunghi, lungime 40 de metri, lățime 20 de metri. Spațiul de poartă este delimitat de semicercul trasat printr-o linie continuă la distanța de 6 metri față de poartă. Linia de aruncări libere este marcată trasată printr-o linie discontinuă trasată pe sol sub formă de semicer la distanța de 9 metri față de poartă. Linia de aruncări de la 7 metri. Se desfășoară între două echipe de șapte jucători, dintre care unul poate fi portar. Echipa în atac este echipa cu roșu, echipa în apărare este echipa cu albastru. În clasa 6, anul 2 de instruire, programa școlară prevede învățarea, consolidarea, perfecționarea unor deprinderi specifice handbalului, și anume pasa zvârlită cu o mână de deasupra umărului, de pe loc și din deplasare, pe direcții diferite. Driblingul multiplu. Aruncarea la poartă de la 7 metri, aruncarea la poartă cu pași încrucișați, aruncarea la poartă din alergare, aruncarea la poartă din săritură. Deplasări specifice în poziție fundamentală, în atac și în apărare. Procedee tehnice specifice portarului, repunerea mingii în joc de către portar, intercepția, pătrunderea, depășirea, sistemul de atac cu un pivot, contraatacul direct și cu intermediar, blocarea mingilor aruncate spre poarte, Acțiuni tactice în sistemul 6-0 Variante de joc cu temă Cunoștințe privind regulile de joc Apărarea în semicerc Călcarea semicercului în atac picior Marcajul adversarului cu și fără minge Și informații cu caracter sportiv Driblingul Permite deplasarea elevului aflat în posesia mingii Acesta poate fi simplu Și multiplu pe loc și din deplasare. Driblingul se va utiliza când elevul aflat în posesia mingii nu poate pasa sau arunca la poartă, în situații de contraatac, pentru efectuarea depășirilor. Greșeli posibile, conform regulamentului, dublu dribling, după reprinderea mingii venite din sol, elevul va efectua un alt dribling, pași, parcurgerea mai mult de 3 pași cu mingea în mână, minge condusă, dribling cu reținerea mingii pe palmă, 3 secunde, ținerea mingii în mână, mai mult de 3 secunde. Mecanismul de bază. Se execută cu palma concavă, după forma mingii, împingând mingea în sol, lateral sau oblic înainte. Greșeli posibile. Lovirea mingii cu palma rigidă, aplecarea capului înainte și ațintirea privirii asupra mingii, mingea se împinge în fața picioarelor și nu lateral față de corp. Driblingul simplu. Mingea se împinge o singură dată în sol, apoi se prinde și se pot face maximum 3 pași, după care se pasează sau se aruncă la poartă. Acesta se poate executa pe loc sau din deplasare. Driblingul multiplu. Mingea se împinge de mai multe ori consecutiv în sol, timp în care elevul se deplasează, indiferent câți pași efectuează între două împingeri ale mingii în sol. Acesta se poate executa pe loc, din mers sau din alergare. Indicații metodice. Driblingul se va preda din primele lecții alături de prinderea și pasarea mingii. Se va acționa pentru efectuarea driblingului alternativ, atât cu mâna dreaptă cât și cu mâna stângă, cu variații de ritm și direcții de deplasare. Se recomandă ca elevii să nu abuzeze de acest procedeu tehnic în detrimentul cursivității și rapidității fazelor de joc colectiv. Structuri de exerciții. Dribling pe loc 50 ori cu mâna îndemânatică, același exercițiu cu cealaltă mână. Dribling pe loc 3 ori cu mâna dreaptă, apoi 3 ori cu mâna stângă. Apoi se va exersa alternativ cu o mână și cu cealaltă. Dribling din mers cu mâna stângă, 10 metri, ocolirea unui jalon, la întoarcere dribling din mers cu cealaltă mână. Dribling din alergare cu mâna dreaptă, 10 metri, ocolirea unui jalon, la întoarcere dribling din alergare cu cealaltă mână. Dribling din mers sau alergare printre jaloane, variantă. În dreptul fiecărui jalon driblingul se va efectua cu cealaltă mână. Ultimele două exerciții se pot realiza și sub formă de ștafetă. Se pot realiza și structuri de exerciții care să combine variante de dribbling cu prinderea și pasarea mingii. Materiale filmate au fost realizate la sala de sport din Năvodari. Mulțumiri elevilor îndrumați de profesor Diandra Adam. Cred în educație. În educație fizică și sport. Cred.